din urgent la guvern, Tudorel Toader, Ilia Olgoa Vasilescu și Sorina Pintea au fost chemați de Viorica Dencil. Update o parte dintre miniștri, în frunte cu Eugen Teodorovici, Graiela Gavrilescu, Rovana Plumb, Victor Negrescu au participat la edina interministerială a Consiliului Interministerial pentru pregătirea sublinierei exercitarea presubliniere din cei României la Consiliul Uniunii Europene. Sorina Pintea a discutat cu premierul despre stadiul negocierilor cu sindicalitii. Tireinial. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a venit miercuri la guvern, pentru a prezenta premierului Viorica Dencil propunerile pe tema salarizării, după discuțiile purtate în cursul acestei zile cu sindicatele din domeniu. Sorina Pintea a anuncat, la finalul discuțiilor purtate miercuri cu reprezentanții ai sindicatelor din domeniul sănătății, ce va prezenta premierului propunerile pe tema salarizării din sectorul medical. Este vorba despre niște subliniere de propuneri pe care sindicatele le-au făcut pentru a rezolva problemele salarizării din acest an. Propuneri pe care o să le prezint doamnei prim-ministru în cursul zilei de astăzi. Propunerile sunt aproximativ acelea sublinierei care au fost făcute după mitingul din Piața Victoriei. Propuneri pe care le analizme, o să le propun doamnei prim-ministru, a declarat Pintea. Ministrul a spus că propunerile, în mare parte, sunt aproximativ acelea sublinierei, întrebat dacă acestea coincid cu cele ale autorităților. Sunt sublinierei aceste propuneri, sunt făcute, sunt transmise doamnei prim-ministru. În mare parte. Pot să vă spun ce sunt aproximativ acelea sublinierei cu cele făcute de sindicate, dar va trebui să le analizme, să mai facem ni subliniere de simulări astfel încât scopul modificărilor pe care le vom face ulterior să fie atins, adică nimeni să nu piardă din veniturile obținute deja, să nu existe aceste probleme care există în acest moment, a explicat Pintea. Miercuri, la Palatul Victoria, s-au mai prezentat ministrul Muncii, Ilia Olguca Vasilescu, sublinierei ministrul Justiciei, Tudorel Toader. Reprezentanții Sanita s-au transmis, printr-un comunicat, ce principalele discuții s-au purtat în jurul revendicării Federației de a se elimina plafonul de 30 pe ordonator principal de credite, impus de legea salarizării bugetare, plafon care limitează acordarea sporurilor din noul regulament. Posibil soluție avansată este excluderea din limita celor 30% a plecii suplimentare pentru zilele de sâmbătă, duminică, sublinierei sărbătorile legale, precum sublinierei a plecii suplimentare pentru gerzi. Federația Sanitas a cerut, în continuare, acordarea presublinierătorilor salariale pentru tot personalul din sănătate, sublinierei asistent social, precum sublinierei negocierea sublinierei semnarea contractelor colective de muncă la nivelul celor două sectoare de activitate, revendicări cu care a declan sublinierea programul de proteste, se arată în comunicat.
sindical subliniere ti consider ce modificarea legii 153/2017 este singura soluție pentru un sistem de salarizare corect sublinierei nediscriminatoriu în sănătate sublinierei asistent social. În forma actuală a legii sunt multe inechități, sublinierei omisiuni ce trebuie rezolvate. În discuția de astăzi cu reprezentanții Ministerului Sănătății s-au atins mai multe probleme pe acest subiect. Dar, până la materializarea promisiunilor guvernamentale, Federația Sanitas respectă decizia Consiliului Național Sanitas privind programul de proteste, respectiv organizarea grevei de avertisment în data de 7 mai sublinierei de clan sublinierea grevei generale începând cu 11 mai. Vrem să vedem o soluție clară, complet, asumat sublinierei adoptat de guvern, astfel încât niciun angajat din sănătate sublinierei asistent social să nu mai înregistreze pierderi de venituri salariale, a declarat Leonard Berescu, presubliniere-dintele Sanitas, citat în comunicat. Sindical subliniere ti din sănătate acuz discriminări în noul sistem de salarizare, spunând ce există două categorii de angajați, medici sublinierei asistenți, al eceror salarii au crescut, însă există cel puțin alte subliniere apte categorii care în urma aplicării legii salarizării pierd lunar din venit sume care ajung până la 1. de lei.